Bun găsit! Copreședintele Alianței Dreapta Unită Suceava, Marian Andronache, a fost desemnat candidat la funcția de primar al municipiului Suceava. În discursul domniei sale, acesta a făcut referire la Vasile Râmbu, susținut de PSD, care arată prin diferite clipuri postate pe rețelele de socializare cum rezolvă problemele Sucevei. Marian Andronache a declarat că Vasile Râmbu a reușit să rezolve problema fotbalului sucevean împreună cu Mircea Lucescu, care cunoaște realitatea de la Suceava foarte bine, ultima oară oprindu-se din drumul lui de la Craiova spre București, să mănânce o plăcintă la noi în județ. În mod constant, iese cu niște clipuri de promovare prin care se face efectiv de râs. A reușit deja să rezolve fotbalul sucevean împreună cu Mircea Lucescu, care cunoaște realitatea de la Suceava foarte bine, ultima oară, oprindu-se din drumul lui de la Craiova spre București, să mănânce o plăcintă la noi. Și mă întreb, Râmbu, unde își mănâncă plăcintele? Râmbu nu înțelege că Suceava nu mai poate fi driblată așa cum își dorește el. Redăm declarația domnului Lucescu referitoare la ultima vizită în județul Suceava. Care mai e situația prin Suceava acum? Cum mai e? Că n-am mai trecut de mult timp acolo. Doar o dată din Craiova, trecând prin oraș, să mănânc o plăcintă de-asta moldovenească și mă plecat spre București. Mai mult, Marian Andronache aduce în discuție și eforturile lui Vasile Râmbu în modernizarea spitalului. Vine un candidat cu vârstă de pensionare de la PSD să ne spună că face Suceava bine. Ne-a lămurit deja domnul Râmbu cu abilitățile domniei sale când a îmbolnăvit Suceava, când a transformat-o în Lombardia Sucevei, Lombardia României. Nu poate ieși acum să ne spună că face Suceava bine. Ar face bine dacă și-ar vedea de pensie. Pozează într-un independent susținut de PSD, dar realizările lui sunt nule. Normal că am modernizat spitalul. Banii au venit de la Consiliul Județean, de la primărie, de la minister, prin intervențiile regretatului ministru secretar de stat, Cristi Irimie, Dumnezeu să-l odihnească. Cum să nu faci când ai buget? Dar care este bugetul atras de Râmbu pentru modernizarea spitalului județean? Zero. La fel ca șansele domniei sale să îi păcălească pe suceveni în acest an.